Bună dimineața! Din nou aici sunt, că am vrut să spun o altă poveste în timp ce s-a întâmplat la un restaurant. Și am avut invitație să mergem la restaurant și am mers, am pregătit bucuroși la restaurant și când să ajungem la restaurant, am ajuns mai devreme decât cei care ne-au invitat și am fost foarte bucuros și când am ajuns la restaurant, foarte interesant, un om crescut mare a căzut jos în fața ușii și m-am dus repede să văd dacă e bine, dacă totul e ok și a fost bine, nu știu de ce a căzut, dar a fost bine. Mă bucura că era bine și după aia l-am văzut în restaurant și a fost bun. Și am intrat în restaurant și așa ceva experiențe nu am avut niciodată. Ne-am așezat la restaurant și deodată o apăsare așa care nu mai am simțit niciodată la vreun restaurant, o apărut și în felul acesta apăsarea creștea și deodată m-am uitat și m-am zis, vai, că așa ceva nu e normal, știi, nu se întâmplă, nu a fost pace, nu știu ce a fost acolo, dar am luat familia și am trecut să plecăm și n-am reușit să stăm la restaurantul acesta în ziua de astăzi, că a fost foarte, a fost un fel de nenorocire, ceva foarte negativ care în care n-am vrut să mă împărtășesc, să am parte de lucrul acesta și și am întrebuit, apoi am luat-o și am plecat la alt restaurant și acolo a fost bine, a fost pace, a fost frumos, dar încă mă gândesc și încerc să înțeleg ce s-a întâmplat la restaurantul acesta și de ce a fost așa de mult împotrivire și sincer și adevărat spun că nu înțeleg ce s-a întâmplat acolo, dar mă bucur că o trecut și ziua de aia și mă bucur că la restaurantul acela la care am fost, a fost ok. Și da, ce se întâmplă? Nu pot să cumpăr la magazin și încă când merg la restaurant, unii restaurante, nu pot să stau la restaurant, la unii restaurante. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă?